În ultima perioadă, binecunoscutele furtuni de vară sunt din ce în ce mai puternice. Marți seară, potopul s-a abătut asupra municipiului Târgoviște, iar furia naturii părea de neoprit. Cantitatea mare de precipitații căzute a inundat mai multe străzi, iar vântul puternic de peste 70 de km pe oră a ridicat un acoperiș de pe un bloc, aruncându-l peste două mașini staționate. Acest incident a fost înregistrat pe strada I.E. Florescu din microraionul 12. Unul dintre autoturisme a fost distrus în proporție de 50%, iar cel de-al doilea are plafonul îndoit. Locatarii din zonă au spus că s-au speriat de zgomotul puternic cauzat de căderea acoperișului. Pompierii au estimat că acesta avea o suprafață de 280 de metri pătrați. Oamenii au rămas fără cuvinte la vederea peisajului creionat de natura dezlănțuită. Noroc că avem casă, asta e singura noastră scăpare. Plafonul e făcut perfect. Pentru ridicarea acoperișului de pe mașinile distruse a fost solicitat ajutorul pompierilor. Un echipaj de pompieri de la detașamentul Târgoviște a fost solicitat pe strada I.E. Florescu pentru degajarea unor elemente de construcție de la un acoperiș de bloc care au căzut pe două autoturisme parcate. De asemenea, s-a intervenit și pe strada Bârban Popescu pentru degajarea unui copac căzut pe partea carosabilă. Niciuna dintre cele două situații nu au fost victime. Pompierii s-au ocupat de curățarea celor mai afectate zone din municipiu.